Laura Moisa este femeia inspirație. Este femeia pe care o admir pentru reușitele pe plan profesional, femeia pe care o admir pentru felul în care se îmbracă și își accesorizează ținuta, femeia pe care o admir pentru atitudine. Laura este un influencer din zona modei și stilului vestimentar, artist bijutier și antreprenor, ce sprijină societatea preponderent feminină prin programul Atitudine prin vestimentație și accesorii. Și pentru că Laura este femeia puternică, ce vede doar partea pozitivă a vieții, în perioada pandemiei a fondat mica afacere de suflet Allegra Jewelry Collection, ce are o ascensiune rapidă și sigură, făcând-o remarcată chiar și în Milano, capitala modei. Laura, cum era viața ta înainte de a începe să creezi bijuterie contemporană? Ai renunțat la domeniul de dinainte de a alege această cale sau merg în paralel? Merg în paralel. Lucram și lucrez în continuare în domeniul medical. Am o firmă de import și distribuție produse medicale împreună cu un prieten. La început, când m-am gândit foarte serios la această cale, nu am spus nimănui că vreau să pornesc pe drumul ăsta. Începuse pandemia, afacerile mergeau foarte încet, erau perioade foarte mari de inactivitate. Și atunci mi-am spus că dacă atunci nu încep, n-o să mai încep niciodată. Deja făcusem câteva obiecte, accesorii, pe care le creasem pentru mine, creasem pentru membrii familiei. La un moment dat am mers într-un magazin și am căutat niște accesorii pentru o ținută și era de vânzare o punguță cu foarte multe lucruri amestecate, mărgele, accesorii pe care vânzătoarea nu vroia să le vândă efectiv, dar ea se afla printre restul produselor. Și m-am dus la ea, am întrebat-o dacă o vinde și mi-a spus că nu s-a gândit niciodată, dar dacă vreau neapărat ar putea să le cântărească și să mi le dea așa. Și am ajuns cu ele acasă și le-am răsturnat pe canapea și când am văzut ce se află acolo, am simțit că am primit cel mai frumos cadou. Și am simțit că e ceva acolo, mă cheamă ceva. Am simțit că mi se deschid așa niște porți și vibram așa de entuziasm, ziceam, trebuie neapărat să fac ceva. Fără să spun nimănui, din familie, m-am apucat să creez tot ce înseamnă firma din spatele acestei afaceri. Site, firmă, relația cu banca, curieri, modalități de plată, absolut tot. Și în câteva luni de zile a fost gata. În noiembrie 2021 am lansat site-ul, am avut niște emoții fantastice, deci eram atât de încântată, dar atât de speriată, pentru că nu știam cum va fi primit și reacțiile au fost încurajatoare. Știu că ai urmat cursul de stil cu Alin Gălățescu. Această formare a venit din nevoi personale sau ți-ai dorit o atestare și în acest domeniu? A venit ca o sugestie din partea unei prietene care m-a surprins când m-a admirat la un moment dat și mi-a spus că ea n-ar avea niciodată îndrăzneala să abordeze ținutele pe care eu le abordez, dar îi plac atât de mult încât m-a sfătuit să urmez calea asta. Mi-a spus, de ce n-ai face consilieră de stil? De ce nu te-ai ocupa cu așa ceva? Femeile din România au nevoie de așa ceva și mai ales tu care creezi bijuterii, ai fi cea mai potrivită în domeniul ăsta, pentru că îți place arta, îți place frumosul. Inițial n-am luat-o în serios, mi s-a părut o glumă și ulterior am zis, da, aș putea face asta, pentru că îmi vin idei foarte ușor, e ca o a doua natură. Când mă uit la un om, aș putea să-i propun, după ce-l cunosc un pic, ținute care să-l avantajeze. Și cursul cu Alin Gălățescu a venit pentru că am simțit nevoia să am niște cunoștințe de bază, niște cunoștințe care sunt foarte importante când consiliezi, mai ales că oamenii simt nevoia să
știe că te bazezi pe niște lucruri clare atunci când dai sfaturi, nu doar pe intuiție. Cât de grea este această sarcină pe care ți-ai ales-o, cea de consilier și influencer în domeniul modei? Doamnele care apelează la serviciile tale îmbrățișează ușor ideea de schimbare radicală sau ai puțin de furcă cu ele până când reușești să le convingi? Este, pe de o parte, foarte ușor pentru mine, pentru că mi-este foarte ușor să găsesc ținute în momentul în care am un interviu cu persoana din fața mea, încep să o cunosc în detaliu și înțeleg viața, înțeleg lucrurile pe care le are în jur, oamenii cu care se întâlnește, viața socială pe care o are. Și atunci mie mi-este foarte ușor să-i recomand. Însă este și foarte greu, pentru că femeilor le este foarte dificil să aloce timp pentru asta. Uh-huh. În sensul că sunt întotdeauna femei ocupate, cărora le este greu să își rupă din timpul pe care îl au pentru job, pentru familie, pentru toate activitățile pe care le au și să aloce timp pentru ele. Pentru că este important, toată lumea știe să avem timp pentru noi, dar este greu să-l găsim. Și atunci durează programul mai mult decât mi-am propus. Întotdeauna durează mai mult. Etapele pe care le am stabilite în acest program sunt niște etape pe care o femeie, atunci când le află și le parcurge, începe să se simtă ca o vedetă. Mie mi-ar place să mi se ofere un asemenea program, dacă eu nu l-aș fi creat, doar pentru a trece prin acești pași. Și le propun ținute care li se par îndrăznețe, pe care n-ar fi avut curaj să le abordeze vreodată și în momentul în care le încearcă, atât de mult le plac, încât se simt ca niște prințese. Ce crezi că ar trebui schimbat la societatea noastră când vine vorba de modă și stil? Părerea mea este că femeile ar trebui să aloce mai mult timp pentru ele și să acorde mai multă importanță felului în care arată. Pentru că, deși este foarte ușor să pui pe tine prima haină care îți vine la îndemână, ținuta pe care o afișezi când ești pe stradă îți influențează atitudinea. Și atunci când ai pe tine o vestimentație de care ești mândră, îți place de tine cum arăți, ți se schimbă atitudinea, ți se schimbă felul în care vezi lumea, în care simți că oamenii te privesc. Din punctul meu de vedere, femeile ar trebui să renunțe la a spune că nu contează. Pentru că, da, contează. Și în același timp, ne este foarte ușor când intrăm într-un magazin să punem mâna pe un obiect de vestimentație doar pentru că ne place. Nu ținem cont de faptul că nu avem cu ce să-l asortăm și că el va sta depozitat în dulap pentru mult timp fără să îl folosim. Prin acest program pe care eu l-am creat, ținutele pe care le propun sunt niște ținute de bază pe care le poți asorta ulterior foarte ușor, astfel încât în orice situație vei putea pune mâna pe un obiect și pe altul și să-l folosești cu încredere că te va pune în evidență în locația în care vei merge. Crezi că ar trebui introdusă o materie în programul școlar care să țină de modă și stil, să învețe tinerele, domnișoarele sau copilele, încă de la cea mai fragedă vârstă, despre cum ar trebui să se îmbrace, cum ar trebui să-și asorteze culorile? Este posibil, pentru că așa cum eu am căpătat niște informații de bază de la Alin Gălățescu, aceste informații, acest tip de informații pot să ajute
adolescentele în a găsi echilibrul cromatic, în a afla câte culori poți să combini fără a fi prea mult. Exact. În a dimensiona volume, astfel încât să se pună în evidență silueta. Este foarte important ca fiecare femeie să știe că are măcar un ceva al ei foarte frumos. Și multe femei nu știu asta. Mm-hmm. Prin programul meu conștientizăm aceste elemente și femeia află că, da, într-adevăr, are niște calități pe care le-a bănuit, dar nu le-a scos în evidență și, da, tinerele adolescente pot să afle care sunt acele calități care este bine să fie scoase în evidență fără a părea vulgare, fără a fi prea mult, pentru un echilibru vestimentar. Revenind la prima dragoste și anume bijuteria contemporană, când creezi, ce anume te inspiră? Care este muza ta creatoare? Atunci când creez bijuterii, creez întotdeauna în atelierul meu. Este o atmosferă care mie îmi inspiră echilibru. Întotdeauna am un fond muzical. Ideile îmi vin chiar și în somn. Îmi vin în momentul în care mă așez seara în pat și mi-e teamă că dacă nu mă ridic în momentul ăla să o notez, să o desenez, până dimineață o voi uita. Mi s-a întâmplat într-o noapte să visez o tehnică prin care să pot confecționa o bijuterie de argint. De curând am început să lucrez în argint. Este incredibil de frumos. În momentul în care îmi vine o idee, mâna merge singură. Este ca un fel de inspirație continuă și toate etapele se succed natural. Mă perfecționez în continuu. Am urmat cursurile de bijuterie de argint la școala Asamblaj, unde profesori sunt Avi Sandu și Andreea Gabriela Popescu. Sunt niște oameni fenomenali și nu doar că am învățat foarte mult atunci, învăț în continuare, pentru că vreau să urmez în continuare toate cursurile posibile pe care ei le fac. Și în plus, un vis de al meu de la început, când doar cochetam cu ideea de a face ceva în domeniul artei, a fost să fiu într-un mediu în care artiștii lucrează. Mi-aș fi dorit atât de mult să fiu într-un astfel de mediu încât îmi spuneam că aș fi în stare să mă duc să le fac cafeaua, numai să îi aud vorbind, să-i văd cum gândesc, cum se mișcă, să respir același aer cu ei. Și acum, pentru un timp, atelierul meu s-a mutat în școala Asamblaj și am lângă mine în fiecare zi. Este, nu știu, și mirosul pe care îl simt în momentul în care intru acolo și faptul că ei sunt undeva aproape, este incredibil. Este un vis devenit realitate. Exact. Care a fost cea mai mare provocare în procesul de creație al unei bijuterii? Ce bijuterie ți-a dat cel mai mult de furcă? Nu am avut chiar așa probleme în realizarea unei bijuterii. În mod normal, în momentul în care mă gândesc la un model, mă gândesc și la posibilitățile tehnice de realizare a lui. În momentul ăsta, provocarea vine din faptul că argintul este un metal prețios și vreau să îl pun în valoare cât mai mult posibil. Îl simt că mi-este prieten și în momentul în care lucrez, simt ce vrea să iasă, parcă. Și îmi vin atât de multe idei că nu am suficient de mult timp să le realizez pe toate. Care este tehnica ta preferată de lucru când vine vorba de bijuterie contemporană? Întreb pentru că în ultimul timp, în ultimii 2 ani, am luat contact cu mai mulți artiști bijutieri și am observat că fiecare are o anumită tehnică. Unii au dus tehnica în epoca ultramodernă și creează un model pe computer. După aceea, cu imprimantă 3D, acel model îl printează și după aceea vine turnura bijuteriei.
Din punctul meu de vedere, cel mai important este ca bijuteria să poată fi purtată. Este foarte adevărat că bijuteria este un obiect de artă în sine și el poate fi folosit ca decor. Este foarte adevărat. Dar părerea mea este că o bijuterie este pusă în valoare atunci când este purtată. Și mă gândesc întotdeauna la persoana care o va purta, la felul în care ea se va simți purtând-o și pentru că mă gândesc foarte mult la asta, surprizele incredibile sunt atunci când clientele care cumpără bijuteriile făcute de mine ulterior îmi spun că se simt atât de bine când le poartă, că le dau o stare bună, că au devenit bijuteriile lor preferate și acele cliente se întorc. Adică ele vor cumpăra în continuare produsele făcute de mine. Dar cel mai mare critic al meu este, pe lângă faptul că dacă nu-mi place cum a ieșit o bijuterie, o desfac și renunț, este fiica mea, care este adolescentă. Și în momentul în care ea este încântată de un model, mai ales când îl fac pentru ea, e clientul meu numărul unu, ea îmi face și fotografiile pentru produse, ea le prelucrează. Și vreau să mă perfecționez în continuu, pentru că nu pot să stau. În momentul în care stau, intru în panică, trebuie neapărat să fac ceva, să mai fac un curs. Am văzut că ai apărut într-o revistă celebră de modă, bijuterie contemporană, în Italia. Știu că Milano Jewelry Week sunt interesați de o colaborare cu tine. Cum este viața ta acum? Pentru că ai avut o ascensiune extrem de rapidă într-un timp foarte scurt. Așa mă gândesc și eu și mi-e teamă. Am fost remarcată de Cristiano Delfino de la Prodesida Italia, care se ocupă de Milano Jewelry Week, de revista Hughes, de site-ul de promovare a bijuteriilor Over Jewels. Și el a văzut bijuteriile create de mine, i-au atras atenția și m-a contactat. Inițial m-am speriat. Nu am știut dacă e adevărat. Am început să caut informații despre Cristiano, să văd dacă este într-adevăr real și dacă nu e o farsă. Și după ce am realizat că da, este adevărat ce face el, am zis, wow, deci mie mi-a propus să merg la Milano Jewelry Week. Era visul meu, dar cine putea să se gândească atât de repede? Așa că prima colaborare pe care am început-o cu ei a fost, da, apariția în revista Hughes și pe platforma de promovare Over Jewels. Referitor la Milano Jewelry Week, am considerat că este prea devreme pentru mine anul acesta. Și am promis că în 2023 cu siguranță voi merge, dar să mă lase să înțeleg despre ce este vorba, pentru că se mișcă totul cu asemenea viteză, încât uneori mi-e teamă. Și a apreciat sinceritatea mea, mi-a spus, da, ok, nu am crezut că ești la început, așa cum am văzut ce faci, nu am crezut că ești la început. Dar apreciez sinceritatea ta și este în regulă. Hai să ne vedem ca vizitatori anul ăsta și anul viitor să particip. Îți urmăresc cu foarte mare interes contul de social media și îmi place că fiecare bijuterie a ta are o poveste. Și vreau să te întreb, cum schimbă acest aspect interesul publicului față de bijuterie? Și percepția lui față de bijuterie. Să spui o poveste care este în spatele unei bijuterii are un impact mult mai mare asupra privitorului decât dacă ai spune doar o denumire și un preț. E ca și când ai pune o etichetă. Ar fi mult mai simplu. Dar în momentul în care spui povestea din spatele bijuteriei sau povestea pietrei care o alcătuiește, publicul începe să se simtă mai aproape de tine, începe să te cunoască, îți cunoaște sufletul. Și își dă seama că în momentul în care lucrezi
Asta este, de fapt, ce se află acolo, suflet. Uh-huh. Pentru că doar când sunt inspirată lucrez. Dacă sunt tristă, nu lucrez. Dacă sunt speriată, cum na, au fost evenimentele astea în ultimele săptămâni, nu am putut lucra. Deci lucrez doar când am sufletul liniștit. Și atunci probabil că se pune amprenta asupra bijuteriei. Și omul când o poartă, asta îmi spune. Se încarcă cu energia pe care tu o dai, da, în momentul în care o folosești. Apropo de partea aceasta de marketing, de felul în care le expui, pentru că, sincer, totul este impecabil, de la fotografie, la decor, la povestea din spatele bijuteriei. Acum, spune-ne secretul tău, ai făcut un curs care să te ajute sau pur și simplu totul vine nativ? Îmi place foarte mult tot ce înseamnă decor. Am cochetat foarte mulți ani cu ideea de a face design interior. Mm-hmm. Am făcut multe cursuri pe tema asta. Am făcut câteva proiecte de design interior pentru familia mea, pentru prieteni, pentru birourile noastre. N-am avut niciodată curaj să merg mai departe. Mi s-a părut mai mult decât aș fi putut eu să fac în momentul respectiv. Așa că acum când fac decorurile pentru fotografii, îmi face foarte multă plăcere să fac lucrul acesta. Mi se pare că o bijuterie este pusă în valoare și chiar un prieten a remarcat la un moment dat, mi-a spus, Laura, fotografia, ca fotografia, dar decorurile, cine le face? Uh-huh. Și îmi place foarte mult să fac și asta și să găsesc lucruri care pot să pună în valoare bijuteria. Într-adevăr, bijuteria este pusă în valoare când este purtată, când fotografia este făcută pe om. Pentru că îți dai seama de proporții, de cum pică și este foarte important să existe și o asemenea fotografie. Dar decorul, mie mi se pare că pune în valoare și da, îmi place foarte mult să le fac. Ce planuri de viitor ai în ceea ce privește Allegra Jewelry Collection și drumul tău în domeniul stilului vestimentar? În ceea ce privește bijuteriile, îmi doresc foarte mult să învăț cât mai mult, mm-hmm, să mă perfecționez, să-mi perfecționez tehnicile și bijuteriile pe care să le creez să fie din ce în ce mai frumoase și mai provocatoare. Îmi doresc foarte mult să expun atât în țară cât și în lume, la cât mai multe expoziții posibil. Deci mi-aș dori foarte mult să se întâmple lucrul acesta. Am senzația că atunci când fac ceva în domeniul ăsta, lucrurile se întâmplă de la sine. Se întâmplă înainte să le cer eu. De multe ori mi s-a întâmplat, am fost atât de surprinsă încât am zis, dacă refuz să merg pe calea asta pe care simt că cineva mi-a oferit-o, înseamnă că mă împotrivesc, ceea ce nu este normal. Și da, aleg întotdeauna să merg încotro, mă împinge viața în domeniul ăsta, iar provocările, ca și interviul de astăzi, deși mă sperie inițial, ulterior îmi dau seama că mă duc în niște direcții incredibil de frumoase. Îmi doresc să creez în continuare și să mă las inspirată în continuare. În ceea ce privește stilul, am remarcat că se îmbină atât de frumos cu bijuteriile, pentru că atunci când o clientă are o ținută pe care o poate accesoriza într-un mod fericit cu bijuteriile pe care eu le creez, s-au îmbinat, practic, astfel, aceste două domenii. Da, într-adevăr, sunt două domenii care se împletesc și da, merg împreună. Laura, îți mulțumesc foarte mult că ne-ai împărtășit din ideile tale, din sufletul tău. Eu mulțumesc. Iar vouă, celor de acasă, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Dacă v-au plăcut interviurile care le-ați văzut până acum, primul cu Sabina Stam, cel de-al doilea cu Laura Moisa, vă invit să dați un subscribe canalul meu de YouTube și ne vedem data viitoare, în 1 aprilie, cu un nou interviu.